De pe 1 martie vor fi puse în circulație plăcuțe noi de înmatriculare. Autoritățile nu au stabilit încă prețul și modelul final al acestora. Responsabilii speră că astfel va scădea numărul fraudelor pe care șoferii le comit intenționat pentru a scăpa de amenzi. Una dintre măsurile antifraudă ar putea fi sistemul automatizat în care vor fi introduse noile plăcuțe. De asemenea, acesta ar putea să nu mai conține indicativele ce fac referință la unitățile administrativ-teritoriale, iar numărul de înmatriculare va fi format din 3 litere și maximum 3 Cifre. Șoferii care au plăcuțe de înmatriculare vechi nu vor fi obligați să le modifice, cel puțin în prima perioadă, mai spun cei de la registru.